Dragii mei, dacă am fi întrebați ce cu toată lumea asta din jurul nostru, cu tot ce se întâmplă cu economie, cu politică, cu militar, cu cercetări, cu știință, dacă am fi întrebați, domne, până la urmă în slujba cui sau pentru ce? Unul spune sunt în slujba țării, unul spune sunt... -a... În realitate, înțelepții au spus din dintotdeauna și spun și până astăzi că absolut toate instituțiile societății, Există ca să susțină instituția. Este o singură instituție și anume instituția mamei. Tot ce se întâmplă, absolut tot ce se întâmplă se petrece aici pe pământ ca să susțină această instituție. De aici izvorăște viața. Și niciodată numele femeii nu a fost prin creație despărțit de ideea de mamă. Ea a fost numită mama celor vie. Aceasta e definiția pe care a dat-o Dumnezeu prin creație. Biserica noastră și Biserica în general se aliniază acestui concept. Ea există ca să ajute această clasă și să ajute această clasă de mame să dea societății oameni adevărați. Acesta e produsul final, e ca un cuib în care cresc niște pui și vine o zi când după multe exerciții zborul. Și ce ai trimis în lume? Ori ai trimis un prădător care mănâncă pui altor familii și așa, ori ai trimis o pasăre măiastră care vindecă și cântă și nobilează lumea în care trăiește. Dacă ne va întreba cineva vreodată, care a fost prima lucrare pe care a săvârșit o mântuitorul pe cruce fiind? Să răspundeți așa: a restaurat familia umană. Pentru că mama este mama tuturor celor vii, nu numai a biologicului. Prin cuvintele din Ioan 19. Iată fiul tău, iată mama ta. Acestea indicau spre o vreme când pământul nostru va fi locuit din nou de familia umană, așa cum a creat-o Dumnezeu la început. Acesta e viitorul. Biserica este, este un mic exemplu. Îi spunea Pavel lui Timotei să trăiești în biserică. Tu, ca tânăr pastor, așa cum trăiești la tine în familie, să privești pe cel în vârstă ca pe tatăl tău, să privești pe doamna aceasta ca mama ta, pe fata aceasta ca pe sora ta, cu toată curăția sufletului. Aceasta, aceasta înseamnă Biserica lui Dumnezeu. Și la rândul ei radiază în lumea noastră. Astfel că, dragi frați, iubită Biserică și iubiți copilași, ne bucurăm enorm că astăzi Dumnezeu ne-a deschis ochii asupra însemnătății acestei instituții supreme a vieții, instituție numită Mama. Amin.